vină spre apus, fiindcă începe pregătirea revenirii lui Iisus. A sosit și vremea noastră, dacă vrem a lui să fim, pocăiților e vremea, noi să ne repocăim, să nu fim ca o grădină, fără fructul cel de soi. Astăzi este vremea, frați în Domnul, să ne ocupăm de noi, căci ne-am învățat altora să le spunem pocăința, iar pe noi s-a pus rugina și dispare umilința. Pocăința e frumoasă când ești pocăit, iar lumina ta e lumină când tu ești mântuit. Câtă vreme nu-i silință de a sorbi cuvântul sfânt, câtă vreme nu pui suflet de a fi viu orice cuvânt. Tu ești un chemat de Domnul, însă nu ești un ales. Cei aleși în calitate sunt valoare, sunt izvor, sursa de alimentare pentru a Domnului popor. Stau pe zid cu arma în mână și păzesc tot ce au primit, pregătit de orice slujbă, fiindcă este dăruit. Bătălia va începe, căci Satan e disperat, urăciunea pustiirii ia amploare în chip ciudat. Diavolul își aruncă în luptă toată forța din imperiu, căci el știe ce înseamnă Dumnezeul cel etern. Pentru cine ridi steagul, tu, creștinule de astăzi, o armată fără arme, nu-i armată, dragul meu. Bătălia va începe, cotele la apogeu. Pe cei ce sunt în luptă, pe cei ce sunt cu steagul sus, pe cei ce sunteți din armata lui Iisus, vă trimit pe toți la arme, dacă vreți să vă înarmați, să nu fim adunătură și biserică de frați. Vă trimit la o armură, dar nu în munții Apuseni, și în epistola lui Pavel scrisă către Efeseni. Acolo Pavel ne spune la toți cum să fim îmbrăcați, cu a lui Dumnezeu armură, să fim bine înarmați, căci avem de dus o luptă și să nu fiu un învins. Astăzi numai cu adevărul mijlocul să-l ai încins, iar ca armă neînvinsă și în bine și în rău, ia sabia, puterea, cuvântul lui Dumnezeu. Ni se cer aceste arme să le avem, frații mei, căci acestea le-au avut și întâi învățăcei. Așa s-a pus temelia marelui original, asta ni se cere nouă înainte de final. Asta este calea care ne va duce la liman, pocăința ne va duce în eternul Canaan. Vie peste noi lumina adevărului deplin, iar voința de sfințire să o avem mereu. Amin. Amin.